mobilier vechi de pe vremea Uniunii Sovietice, podele cu găuri și ferestre prin care suflă vântul, în aceste condiții greu de imaginat, sunt nevoiți să trăiască mulți tineri care își fac studiile în cadrul centrelor de excelență din Chișinău, arată o investigație realizată de jurnaliștii platformei Cu Sens. Instituțiile se află în subordinea Ministerului Educației. Reprezentanții structurii afirmă că sunt în proces de identificare a banilor pentru renovarea căminelor. Paturile sunt de setcă, de o calitate foarte rea, pe care nu poți normal să dormi pentru că îți strici spinarea. Imaginile video au fost oferite jurnaliștilor portalului Cu Sens de unul dintre cei aproximativ 290 de elevi care locuiesc în căminul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică. Identitatea elevului este protejată, aceasta fiind una dintre condițiile tânărului pentru discuția cu jurnaliștii. În anul întâi am făcut reparație, am dat 500 de lei de 4 persoane, adică 2000 de lei, și am schimbat tapetele, am lopsit ușile și în anul 2 ne-a schimbat din acea cameră, ne-a pus în alta mai rea. Am văzut șobolani, unul chiar a mers cu mine. Directoarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, Mariana Barladean, a făcut turul unor spații pentru spălarea hainelor și a unor bucătării, refuzând să inspecteze și camerele în care sunt cazați tinerii. Pe toate etajele este așa o bucătărie. Bucătăria este în plan de renovare capitală, deci că la nivel de edificii sanitare. Aceasta a acceptat să arate camerele în care locuiesc elevii după ce jurnaliștii au primit acceptul în acest sens de la Ministerul Educației. Deci reparația este așa cum o vedeți, întreținută pe moment. Mergem și în odaie mică, deci este sistem de bloc. Copiii au parte de odaie mică și odaie mare. La sfârșit de an academic, elevii își dau odaia cumva în primire în baza contractului de locațiune, da? Deci foarte modest, dar își lasă curat, astfel încât ca seminii lor și vă dați seama că aici sunt generații întregi de copii din Republica Moldova care vin și noi, în primul rând, trebuie să învățăm să păstreze curățenia, să o întrețină. Șefa instituției susține că din cei 45 de milioane de lei alocați de Ministerul Educației și Cercetării, puțin peste 6 milioane de lei sunt prevăzuți pentru întreținerea căminelor Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, iar cea mai mare parte a sumei este cheltuită pentru achitarea facturilor. Prioritar este pentru a achita serviciile comunale ale instituției și a căminilor care sunt destul de impunătoare. Condiții aproape trase la Indigo sunt și în căminele altor instituții de învățământ, precum Centrul de Excelență în Transporturi. Sunt condiții tradiționale dacă vorbim de cămine sovietice. Eu le-aș considera condiții de trai satisfăcătoare. Când a fost ultima dată renovate căminile? Nu vă pot răspunde la această întrebare. Ministerul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că este nevoie de investiții semnificative în cămine, subliniind că aceste clădiri sunt vechi, iar în unele s-au făcut în ultimii ani reparații, în timp ce în altele abia urmează, însă e nevoie de suport financiar extern. Majoritatea proiectelor cu eficiență energetică pe care le vom accesa în următoarea perioadă privesc și renovarea de cămine, inclusiv în universități și inclusiv în centrul de excelență. Avem o listă prioritară de 30 de obiective care urmează să fie renovate dintr-un proiect pe locuințe sociale pe care îl implementăm alături de Guvernul Germaniei și avem și resurse din partea Agenției Franceze pentru Eficiență Energetică și acolo am propus să renovăm și cămine din cadrul învățământului profesional tehnic și învățământul superior. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, evită să spună când acestea vor fi reparate. De la caz la caz, renovarea integrală a unui cămin durează în jur de 2 ani de zile, din momentul în care se identifică resursele. Și vă spuneam, avem în jur de 10 milioane de euro, cred că identificați la moment, încă 10 milioane sunt pe drum, așa că suntem în prim proces de rezolvare a acestei probleme. În Republica Moldova sunt 10 centre de excelență care se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, majoritatea fiind în capitală.